și vom citi câteva versete din Psalmul 95, pagina în Biblie 609. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui, căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai presus de toți Dumnezeii. El ține mâna adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Mulțumesc Domnului care mi-a ajutat pentru prima dată să ajung în această biserică. Mă bucur să fiu cu voi la o zi închinată Domnului. Înainte de a începe să predic ceva din cuvântul Domnului, sunt dator să vin în fața dumneavoastră și să-mi cer iertare. În urmă cu mai mulți ani, fratele Cornel a organizat o întâlnire cu tinerii, i-am promis că vin și cu câteva zile înainte a spus că nu mai pot veni, făceam servici, lucram la CFR-ul și n-am primit nici cum liber. Cred că a fost singura dată când nu m-au înțeles șefii mei și mi-au spus: domnule, ăla e bolnav, ăla e plecat, ăla are o probleme, nu mai circulă trenurile că tu ai treabă și rămâi. Eu mi-am cerut iertare și de la fratele Cornel, acum o fac public de la dumneavoastră. E adevărat, în repetate rânduri am încercat să mai ajungem aici, dar abia astăzi ne vedem. Domnul să vă binecuvinteze! Aș vrea să intrăm în cercetarea Sfintelor Scripturi. Eu nu sunt evanghelist, știți asta, mai degrabă învățător, și spun că Apostolul Pavel sunt strâns din două părți. Azi noapte când am venit aici, m-a rugat Domnul, am cerut un cuvânt pentru biserica aceasta și spuneam fratului Cornel că am visat că eram la adunare și un glas mi-a spus ce trebuie să predic. Dar, există un dar, aș vrea pentru început să merg pe călăuzirea fraților, a fratelui Cristi, a fratelui care a dat îndemnul la rugăciune și chiar aș vrea să le reproșez într-un fel că m-ați călcat pe bătătură de multe ori azi. Și bătătura asta se numește altar, jertfă și închinare. Că ați vorbit de altare abandonate, altare părăsite, altare distruse. Și atât ați vorbit de lucrul acesta până când am văzut că și eu sunt unul din acela care îs rămas corigent la capitolul rugăciunii. Spuneam aseară într-o biserică, am vorbit despre rugăciune acolo, un frate spunea că dacă vrei să-l umilești pe un om, dacă vrei să-l umilești pe un slujitor, întreabă-l de viața lui de rugăciune. Și acolo trebuie să ne smerim toți și să ne recunoaștem că suntem tare deficitari. Ei bine că astăzi voi ați spus o zi de post, o zi de rugăciune, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și să facă să repetați lucrul acesta. La noi în biserică practicăm adesea. Deci noi miercuri avem zi de post, vineri avem zi de post, miercuri la adunare, vineri acasă la un frate și foarte, foarte multe duminici avem zi de post. De pe 1 ianuarie e obiceiul nostru, stăm în post și rugăciune și vara, când nu avem căsătorii, de regulă toată adunarea stă în post și rugăciune. Și Dumnezeu ne-a dat mare biruință. Că Dumnezeu ascultă rugăciunea și primește postul. Mi-am propus în ziua de azi să vorbesc câteva lucruri despre închinare. Că nu poate fi credință sau religie, dacă vreți, sau o relație cu Dumnezeu fără să vorbim despre închinare. Așa a fost cuvântul citit când Ilie, pe vârful muntelui Carmel acolo, a restabilit într-un fel adevărata închinare. O închinare care o furase diavolul. O închinare care nu mai era între evrei după voia lui Dumnezeu. Și acolo, pe vârful muntelui, evreii au învățat din nou adevărata închinare. Când vorbim, frații mei, de închinare,
Eu mi-am propus câteva gânduri să le avem împreună și în primul rând aș vrea să vorbesc de destinatarul închinării noastre. Și aici vă rog să reținem un gând. Cel care merită închinarea și acela căruia noi trebuie să ne închinăm este Dumnezeu. Amin? Amin. El este Creatorul, El atotputernicul, Dumnezeu, făcătorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, iar noi toți ca și oameni, ca și ființe create, trebuie întotdeauna să ne închinăm lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Dar în universul acesta există acel conflict cosmic de care se tot vorbește. Pentru că o altă persoană, creată de Dumnezeu, dar răzvrătită împotriva lui Dumnezeu, pretinde închinarea. Și acesta e diavolul. Deci iată că avem un Dumnezeu care merită închinarea și avem pe diavolul care pretinde închinarea. De fapt, în credință, de fapt, în religie, bătălia finală care se dă și marea bătălie va fi bătălia pentru închinare. Diavolul pretinde închinarea. Până acolo a avut curajul. Spune Evanghelia după Matei că diavolul l-a dus pe Domnul pe un munte mare și înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și i-a pretins închinarea zicând: închină-te mie și toate ți le voi da ție. Frații mei, rețineți gândul acesta, noi totdeauna trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu, dar mai există cineva care pretinde închinarea. Acum există în lumea asta, între cele 7,5 miliarde de oameni, sunt oameni care în mod direct se închină la diavol. Sunt culte satanice, sunt tot felul de întruniri a vrăjitorilor, a ghicitorilor și tot felul de oameni care se închină diavolul. Nu fac politică, nu fac destabilizare, nu fac atingere la nicio persoană, dar și în România noastră creștină și declarată creștină, încreștinată de apostolul Andrei când o descălecat el acolo la Calatis, ei, și în România noastră avem cluburi, bine, unii mai iau foc câteodată, alții nu iau foc, în care se aduc jertfe diavolului direct. O spun răspicat, pentru că muzica e drăcească, formațiile sunt drăcești, crezul lor e drăcesc și Dumnezeu să ne păzească de astea, amin? Acum, vă spun ceva de un pericol care l-am sesizat eu. Ca și creștini, ca și oameni pocăiți, noi nu facem parte din acea categorie care ne închinăm diavolului. Dar există o altă formă subtilă de închinare la diavolul, mai blândă, mai domestică. Eu când m-am dus prima dată la aeroport, am citit acolo zboruri internaționale și am citit zborul domestic. Și numai nu știam ce era zbor domestic, zic, ci celelalte sălbatice vis-a-vis de poezia voastră. Dacă așa i-au spus oamenii, ei, există o formă de închinare la diavolul mai domestică, e mai subtilă, mai ușor de acceptat și în Scriptură se vorbește mult de închinarea la idoli. În Vechiul Testament, închinarea la idol a fost grav amendată de Dumnezeu. Și Dumnezeu a adus mari urgii împotriva evreilor. Și rețineți, evreii aceștia au suferit foarte mult, au fost împrăștiați în toată lumea, până când Dumnezeu a scos din ei închinarea la idoli. Și ei au acum problemele lor și deficiențele lor, că am fost și în Israel, am vizitat și am văzut lucruri care nu-mi convin. Dar evreii nu se mai închină la idol. O reușit Dumnezeu să le scoată închinarea la idol. Întrebarea mea este, noi ca și pocăiți ne mai închinăm la idol? Pentru că e atât de subtilă forma aceasta în Noul Testament. Avem multe versete care condamnă închinarea la idol. Și probabil că nu-i vorba chiar de idole, statuile alea de aur. Am fost în Londra la un muzeu, la un templu budist și am văzut statui de aur aproape mari cât mine. Erau pus acolo în locul sacru, li se aduceau jertfe, preoți, le punea mâncare acolo. Eu eram musafir, m-am uitat. Noi nu avem forma asta de închinare la idol.
Că Pavel spune că cei jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu-i lui Dumnezeu. Dar în spatele fiecărui idol există un duh demonic. Și închinarea la idol este o închinare direct la diavolul. Știți care e pericolul? A venit un împărat puternic, a cucerit Israelul și Samaria, a luat populația pe evrei, i-a deportat cine știe unde, cum avea să facă și Stalin mai târziu, din tot imperiul el și-a luat oameni și i-a populat Samaria. Din Babilon, din Ava, din Cus, din Serfer, Vaim și din alte locuri, o atunci o populat Samaria acolo și ținuturile acelea, cetățile acelea. Ei bine, oamenii ăștia când au venit, ei nu erau evrei. Oamenii ăștia au venit cu Dumnezeii lor, cu idolii lor, cu forma lor de închinare și se întâmplă ceva. Pământul-i făgăduit de Dumnezeu pentru evrei. Țara, dacă vreți, e evreiască, dar populația e străină. Și oamenii ăștia se închină la idolii lor și Dumnezeu se mânie grozav. Și trimite niște fiare sălbatici care îi sfâșie. Dar nu moare un om mușcat de un câine. Mor mulți oameni. Până când se face un raport, se trimite la împăratul, se întâmplă ceva în Samaria. O slobozit Dumnezeu, niște fiare vin și mănâncă pe oameni. Și se face o anchetă. Și împăratul spune, știți din ce cauză? Este informat. Pentru că oamenii ăștia se închină la idolii lor și Dumnezeu Iehova s-a mâniat pe ei. Să meargă repede niște preoți să învețe forma de închinare la Dumnezeu. Și vin niște preoți, îi învață cum să se închine lui Iehova, lui Dumnezeu și acum urmează ghiveci. Eu mâncam mult în armată. Urmează ghiveci. Și Biblia vine și spune că oamenii ăștia se închinau și lui Dumnezeu și în același timp se închinau și idolilor lor. Ăsta e mare pericol. Suntem la zi de post azi în adunare și mă uitam ce frumos cântă frață. Eu spuneam că azi e ziua poeziilor, nu a predicilor. Că eu știu pe cei care recită poezii și câte poezii pot recita. Și mă uitam cât e de frumos aici. Azi ne închinăm Domnului. Amin? Amin. Dar când plecăm acasă, nu există pericolul să ne închinăm la idol? V-ați gândit în mod serios la asta? Că plecăm de idol, e zi de post, ziua de post de obicei e lungă, e foarte lungă. Până ne doare capul și așa mai departe, da? Dar până la urmă, fratele Cornel o să spună adunarea liberă și plecăm acasă. Nu cumva există pericolul în adunare să ne închinăm Domnul și acasă să ne închinăm idolilor? Nu cumva suntem un fel de samariteni? Frații mei, acolo pe vârful muntelui Carmel a fost o bătălie dată în Duhul. Acolo erau cohorte de demoni prin cei 850 de proroci a lui Baal și a Astartei care au subjugat pe evrei. Și oamenii ăștia se închinau Baalilor și Astarteilor. Și de partea cealaltă era un singur om. Era prorocul Ilie, dar Dumnezeu era cu el. Și Dumnezeu a reputat victoria aceea extraordinară. Dincolo de confruntarea între oameni, în chip nevăzut, era o confruntare în lumea duhurilor. Pericolul care este, care m-a prins câteodată și pe mine, ca prin neatenția noastră, în adunare slujim grozav, cântăm frumos, predicăm frumos, recităm frumos, ne rugăm cu mâinile pe sus și ajungem acasă. Și acasă avem idolii noștri și închinarea noastră la idol. Până acolo vine apostolul Pavel când spune și lăcomia care este o închinare la idol. Am fost prins vreodată de lucrul acesta, de un gând de lăcomie, de îmbogățire, de înavuțire, așa, în lucrurile pământești. Cred că cea mai simplă definiție a unui idol este tot ceea ce iubim noi mai mult decât pe Dumnezeu. Tot ceea ce iubim noi mai mult decât pe Dumnezeu este un idol. Eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare. Și la noi, frații, mereu țineau legea aceea și porunca să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo asemănare a vreunui lucru din cer, de pe pământ, de sub pământ, să nu te închini, să nu le slujești, dar în primul rând să nu-ți faci.
Și la noi acum nu era voie cu bibelouri. Adică în casă de pocăit trebuia să fie Biblie, caiete, harfe, cărți religioase bune, nu orice fel de carte. Dar n-aveai voie. La noi în casă, dacă era un bibelou și venea o frață, cred că te punea la disciplină. Spuneam, ăsta e un idol, ăsta e o înfățișare, e un chip cioplit. Și mi spuneam eu altă dată, după ce m-am căsătorit, am primit și eu un cadou, o păsărică de porțelan. Eu o dus la nevastă. Și nevasta repede o pusă în vitrină și stă acolo frumoasă. Și eu când am văzut-o cu creșterea mea, am spus, măi, ce păsărică frumoasă. Și o ții aici în casă, singură, asă să zboare. Și am deschis fereastra și i-am dat drumul în grădină. Și nu i-a mai venit perechea nici până în ziua de astăzi. Ei, frații mei, nu vorbesc numai de asta, că lucrurile cărora tu le aloci din sentiment că le iubești. Am fost în casă să fac rugăciune, am spus, dați-mi vă rog o scriptură repede. Și când au venit frații cu scriptura, așa din curiozitate, am dat așa cu degetul după ea. Și a rămas o urmă, o Biblie colbăită pusă undeva în bibliotecă. Și te uiți la bibelouri cum strălucesc și câți bani se dau pe ele și câtă muncă și este o închinare la idol. Îs prima dată când predic asta, eu așa cred, îs prima dată când predic la voi, nu știu dacă am să vin vreodată, dar când stai la televizor și urmărești toate telenovelele și meciuri și urmărești și filme și numai, măcar actualitățile, și eu îi spuneam la cineva, mai spun eu actualitățile și de azi și de mâine, că le știu și pe cele de mâine eu. Dar nu poți să citești un cuvânt în Scriptură, nu poți să cânți o cântare, nu poți să faci o rugăciune. Rămâne altarul fără jertfă în casa ta, pentru că idolii ne ocupă timpul și este o închinare la idol. De la o haină grozavă pe care o iubești, până la mașina ta, până la contul tău, până la casa ta, până la tot ceea ce iubim noi, există pericolul închinării la idol. Vreau să vorbesc în ziua de astăzi de închinare. Nu ne închinăm ca vrăjitori și ghicitori și ca magicieni, direct diavolul, nu avem ritualuri satanice și jertfe satanice, dar forma asta subtilă de închinare la diavolul, care se numește închinare la idol, pe mulți din noi ne-au cuprins. Să ne dea Domnul azi înțelepciune. Amin? Amin. Vorbim de închinare, aș vrea să vorbesc puțin de semnificația cuvântului. Și m-am dus, nu în altă parte, decât la dicționarul enciclopedic al limbii române. Acolo sunt mai multe explicații. Eu am ales două, trei dintre ele care se pretează la învățătura Scripturii. A te închina înseamnă în limba română a te supune cuiva, a accepta autoritatea cuiva asupra ta. Și Eminescu spunea, tu ești Mircea, dar împărat, ai venit să mi te închini? Adică ai venit să predai sceptrul și coroana și România imperiului meu, a te închina înseamnă a accepta autoritatea, a te supune cuiva, a face o plecăciune, un semn de respect adânc așa în fața cuiva, asta înseamnă închinare. În Vechiul Testament întâlnim închinarea asta la Dumnezeu, citiți Exod 24, când Dumnezeu îi spunea lui Moise, ia pe Aron, Nadab și Abihu, 70 de bătrâni din poporul lui Israel și să vă închinați înaintea mea. Și arată Scriptura că era muntele acolo și bătrânii ăștia de departe s-au aruncat cu fața la pământ în semn de închinare înaintea Domnului. Este o plecăciune care o faci și eu am văzut frați, și am văzut oameni în durerile lor care s-au trântit cu fața la pământ și s-au rugat Domnului. Am cunoscut un frate care l-a chemat Domnul acasă, un proroc, un om al lui Dumnezeu, un om cu darul vindecărilor. Și o fată din căsătorită din Botoșani a avut leucemie, fratele s-a rugat pentru ea și Dumnezeu a vindecat-o, dar la un moment dat ea a început să facă apă la inimă, la plămâni, o dus-o la Cluj, medicii nu știau ce se întâmplă și au spus că trebuie să luăm biopsii, să luăm câte o probă din toate organele tale și ea l-a sunat pe fratele acesta și el îi spune, măi, în ziua când vine să-ți ia biopsii, să-mi spui și mie.
Și îmi spunea fratele acesta, eram dimineața și mă sună sora, eu îi cunosc foarte bine personajele astea, fratele și surorile, și el i-a spus să nu le dai voie. Spunea, frate Dragoș, m-am aruncat cu fața la pământ. Un om bătrân de aproape 80 de ani. M-am aruncat cu fața la pământ și două ceasuri am strigat către Dumnezeu. Asta înseamnă închinare, o închinare reverendă, o închinare în smerenie înaintea lui Dumnezeu. Și apoi îmi spunea el, după două ceasuri, m-a luat Duhul Domnului și m-a dus în Cluj, în salon, am văzut un bărbat înalt, cu un dosar sub soară, un medic, unul mai mic și mai creț, așa mai plinuț, tot vorbeau între ei. Și unul a tras concluzia și a spus, nu-i mai luăm biopsii. Și imediat, după două ceasuri, spunea frate, m-a rugat cum nu m-a rugat niciodată. Am strigat disperat înaintea lui Dumnezeu, în mijlocire, pentru o soră din adunare, o mamă tânără. Și imediat sora de la Cluj sună, frate Jean, a venit doctorul la mine și nu mai e biopsie. Și el spune, știu tu, eu am fost acolo. Unde ai fost, frate Jean? Am fost în salon. Nu era un doctor înalt, așa, și unul mai plinut și creț. Da, dar matale, unde erai? Am fost acolo, știu că nu-ți mai e. Asta e o formă de închinare. Bătrânii lui Israel se aruncau cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Și mai este un pericol aici. Dacă trebuie să ne închinăm așa în mod reverent lui Dumnezeu și să ne aruncăm înaintea lui Dumnezeu, în Vechiul Testament era închinarea sub forma aceasta și la oameni și Biblia nu o consideră păcătoasă. Abigail coboară de pe catârul ei și spune Biblia se închină înaintea împăratului. În lupta dintre Absalom și Ioab fiul Țeruiei, când Absalom moare străpuns acolo cu părul încălcit în crengile stejarului, Cușii, arată Biblia că se închină înaintea lui, lui Ioab și îi spune, dă-mi voie să duc vestea aceasta. Dar pentru că oamenii au început să ceară forma asta de închinare, vine Noul Testament în Evanghelia după Luca și Domnul îi mustră pe aceia cărora le place ca oamenii să le facă închinăciuni în piață. Și de atunci închinarea la oameni este interzisă. Închinarea la îngeri, dacă vreți, este interzisă. Apocalipsa, capitolul 19, versetul 9. Ferici de cei chemați la ospățul nunții mielului, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și versetul 10. M-am aruncat la picioarele lui să mă închin, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca asta, și eu sunt împreună cu tine un slujitor, lui Dumnezeu să te închini. Amin? Întotdeauna respectul ăsta, forma asta de închinare și acceptarea trebuie să fie numai în dreptul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la asta! Nu dispare supunerea frățească. Nu dispare respectul împărtășia frățească. În Evrei 13:17 spunea, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, ca unii care privegează asupra sufletelor voastre și care au să dea socoteală, să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând, că așa ceva nu ar fi de niciun folos. Deci noi ne supunem autorităților omenești, noi respectăm autoritățile puse de Dumnezeu, dar supunerea aceasta n-are nimic de a face cu sacralitatea. Singura închinare pe care noi trebuie să o avem îi înaintea lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul, amin? A te închina mai înseamnă a dărui lui Dumnezeu, a aduce o jertfă, o ofrandă. Din ceea ce Dumnezeu ne dă nouă, noi trebuie să dăm, să închinăm ceva lui Dumnezeu. Ce am putea noi închina? Hai să citim în Exod capitolul 20, versetul 10. Și aici vom avea un scurt comentariu. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului. N-am venit să propovăduiesc sabatul, dar am venit să vorbesc de un timp pe care noi trebuie să-L închinăm Domnului. Eu cred că ziua de astăzi, în mintea, în concepția noastră, este o zi închinată Domnului. Amin? Deci Dumnezeu ne-a dat un timp, El ne-L-a dat.
Cu fiecare bătaie a inimii Dumnezeu ne mai dă o clipă. Și la fiecare bătaie de inimă strigă Dumnezeu, inimii mele mai bate încă o dată și mai bate încă o dată și eu sunt cardiac. Și s-ar putea să mor sau s-ar putea să mai trăiesc. Dar la fiecare din noi Dumnezeu ne dă câte o secundă de fiecare dată. Ăsta e timpul care ne-l dă Domnul nouă. Din timpul acesta, noi trebuie să-i dăm înapoi Domnului, să-i facem și lui o porție. În vechime era practicarea zeciele. Eu am spus, dacă am dat zecială din timpul nostru, cum am sta cu lucrul acesta? Din 24 de ore, cât ar trebui să-i dăm Domnului? Faceți repede un calcul. Vreau două ore și ceva, da? Îi dăm Domnului două ore pe zi? Adică să spui, gata, mă spăl, fac un duș, mă aranjez, eu Scriptura și citesc, mă rog, ajut o văduvă, vizitez un bolnav, o faceți? Da sau nu? Și dacă nu, să ne ierte Domnul. Amin? Vorbim de închinare. Din timpul nostru, dacă din timpul nostru am dat peste săptămână Domnului, că de fapt dăm sufletului nostru, adunările noastre ar fi pline. Când aveți dumneavoastră adunare în timpul săptămânii? Marța și joia. Adunare e tot așa de plină? Voi știți, eu nu știu. Eu sunt prima dată când vin aici. Atât am lucrat noi la adunarea noastră, atât am vorbit cu frații noștri, încât avem câțiva ani, noi, eu sunt de la o adunare de la țară, eu lucrez pământul, cresc animale, asta mi-e îndeletnicire acum. Și la noi oamenii depind de agricultură, de porumb și de cartofi, de coasă și de sapă. Dar atât am vorbit cu frații încât în ultimii ani, marța și joia adunarea e aproape plină ca duminica. Poate formațiile muzicale nu sunt, dar adunarea și sala e plină aproape ca duminica. Și au fost momente marți de rugăciune când am urmărit o soră care o întârziet și de pe ultima bancă tot o căutat un loc până pe prima bancă, nu a avut loc și o plecat în balcon. Și eu jubilam în spate, slavă Domnului că nu mai sunt locuri în adunare. Era o seară simplă de rugăciune. Când a spus, măi, oameni buni, avem câteva echipe de constructori, avem câțiva patroni și eu m-am angajat și le-am spus așa, de la învonul adunării. Măi, veni joi seara la adunare de la 7 la 9. Și dacă unul dă faliment cu firma pentru că a fost la adunare, noi din caseria bisericii îi plătim bani. Dar să-mi demonstrez lucrurile de asta, frate Dragoș, că am fost joi seara la adunare și de asta, uite ce probleme am cu firma mea. Când îmi demonstrezi că ai pierdut din cauza adunării, uite, eu promit în fața tuturora, eu bani din caserie și vă dăm banii, fraților. Și încă nu o falimenta niciunul. Și nu cred că va falimenta vreun om care vine în adunare să se roage Domnul. Când vorbeam de femeia aceea care o spart vasul de alabastru și l-a turnat mirul ăla pe capul Domnului, am spus, dacă în sticluța aceea era timp, nu era mir, și eu trebuia să torn pe capul Domnului Iisus. Îți spuneam, Doamne, o picătură îți ajunge. Două picături suficiente, Doamne, că eu mai am și pentru mine. Da? Dar femeia asta a avut o dedicare totală. O spart vasul, pentru mine nimic. Cât timp dăruim noi, Domnului? Spunea cuvântul Domnului, ziua aceasta să o închini Domnului. Și de multe ori noi prea mult alergăm. Eu când am fost în Canada, am mai povestit asta, când am fost în Canada, fratele Cornel Bârsan m-a trimis din biserica din Kitchener într-o altă biserică. Dar îmi spune așa, frate Dragoș, o să vină să te ia un om, un frate cu mașina să te ducă, dar ai grijă că ăsta are convingere advente, el ține sâmbăta. Ia, stai un pic de vorbă cu el, dar eu îi spun, lasă că îi scot eu lui sâmbăta din cap. Și mergeam vreo două ore și ceva cu el, dintr-o parte în alta. Ei, începem noi discuții politicoase, el îmi spune una, dar eu îl bag la sâmbătă. El iară, mă, ce mai frate, frate Dragoș, eu îl bag la Evrei 4. El iară, nu știu ce, eu îl bag la sâmbătă. Că eu voiam discuția. Și el se oprește și îmi spune, frate Dragoș, ți-a spus Cornel că eu sunt sâmbătă? Acum dacă m-a prins, mai mi-a spus, ia explică-mi tu ce cu sâmbătă asta la tine. Și frate, eu țin adevăr sâmbăta, dar nu o țin așa ca adventiști. Sâmbăta era ziua de odihnă pentru trup, în dreptul evreilor.
Dar trupul e tot trup, frate, și eu am nevoie de odihnă. Și atunci am hotărât, eu duminica merg la adunare, stau departe, îmbrac copiii, tuti, la amiază, mai ai musafiri, după amiază iară, fac mult până la adunare, acolo-s distanțele mari. Păi eu duminică seara s-o obosit ca de pe șantier. Dar eu n-am nevoie de odihnă și am hotărât ca sâmbăta să fie odihnă pentru mine, o zi dedicată familiei. Să spune, frate, eu am un balansoar acolo, sâmbăta, două ceasă stau cu nevasta și ne dăm huța amândoi. După care fac un grătar, mă bărberesc, sâmbătă după amiază citesc în scriptură, telefon închis, nu răspund la nimeni, stau de vorbă cu copiii, le explic și eu sâmbătă mă odihnesc. Măi, acum o veni vremea mea înapoi și Cornel mă întreabă, Dragoș, ce-ai rezolvat? Deci ce-am rezolvat? Am trecut la sâmbătă și eu. Pentru că eu sâmbătă îmi vin copiii acasă, că am copii la liceu. Și sâmbătă, eu de luni știu că sâmbătă fac asta, asta, atunci ai toată familia împreună. Dar pentru familie, când avem o zi? Și dacă nu avem pentru familie, eu vorbesc de închinare. Dar pentru Domnul, cât îi dăm din timpul nostru lui Dumnezeu? Și vine Scriptura și spune, închină Domnului una din zilele tale. Că eu am spus, eu am făcut servici la CFR-ul, mecanic locomotivă. Foarte rar, foarte rar lucram duminică. Dar lucram. Și spuneam, dacă am lucrat duminică, că ăsta mi-e serviciu, luni mă duc în vizită la bolnav. Credeți că era un păcat? Câteodată o făceam, câteodată nu o făceam, că știți de ce nu o făceam, că avem tare multă treabă acasă. Dar treaba se termină. Duminica trecută am mormântat un frate, mă gândeam eu în mintea mea, nu l-am fost invitat să vin cu el. Un presbiter de 47 de ani din satul Poieni, un proroc al Domnului, vorbea Dumnezeu cu da și amin. Duminică l-am mormântat, au rămas 6 copii, o văduvă tânără, era un om al lui Dumnezeu. Dărâma un perete, dărâma un zid, el cu un fecior al lui. Și când zidul era să cadă, feciorul a fugit, el s-a împiedicat, a căzut pe spate, a căzut pe el și a murit. Au fost poate 2.000, 3.000 de oameni la mormântare, jale, plâns. Și m-am dus acasă, a spus, măi, eu niciodată nu termin treaba. Eram la adunare și spun un presbiter, azi atâta treabă am făcut. Și el îmi spune, da, ai mai făcut, tipic o termina treaba. Că într-o zi, fraților, terminăm și noi treaba. N-ar fi frumos în fiecare zi să am un timp dedicat lui Dumnezeu. N-ar fi frumos marța să vin la adunare? N-ar fi frumos joia să vin la adunare? Credeți că veți sărăci? Credeți că vă va lipsi pâinea de pe masă dacă eu 2 ceasuri vin la adunare? Cât din timpul nostru închinăm Domnul? Și venea Domnul și spunea, măi oameni buni, aveți o zi pentru Domnul. Aveți un ceas în fiecare zi pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Mai deschid în Sfânta Scriptură, în Cartea Levitic, capitolul 27, versetul 14. Dacă cineva își închină Domnului casa, hărăzind-o Domnului ca un dar sfânt, poți să închini Domnului din lucrurile tale materiale. Unii oameni au închinat Domnul un colț de casă și la ei s-au făcut adunare. Și la ei s-au făcut rugăciune. Și avem astfel de familii și de locuri stabilite de rugăciune. În casă la omul ăsta și-a făcut adunare, el a închinat casa Domnului. Vine Scriptura mai departe, spune, dacă cineva își închină Domnul un ogor din moșia lui. Noi vorbeam la, am avut o problemă într-un sat, voiau pocăiță să facă adunare și nu aveau un teren bun. Și a venit un ortodox și le-a spus, măi, oameni buni, uite, eu am o grădină aici în centru, faceți adunare. Era imediat după Revoluție, nu trebuia autorizație, totul era liber. Pocăiți au făcut o adunare frumoasă, s-au adunat, cântă, predică, se roagă. Acum au început să intre legile în vigoare. Casa trebuie autorizată, trebuie autorizată de pompieri, trebuie autorizată de funcționare publică, trebuie acte pe grădină. Și s-au dus oamenii, un comitetul la omul ăsta și spune, auzi, bădia, matale ne-ai dat nouă grădina asta, dar acum vrem să le dai și acte pe ea. Nu, acte nu vă dau, eu nu pot să vă dau cu acte, păi dar nu putem funcționa atunci, de ce nu le dai acte? Dar el spune, măi, oameni buni, v-am năcăjit eu odată, v-am
făcut eu o piedică ceva? Nu, e adevărat. Dar de ce nu ne dai acte? Zic, măi, de când m-am dat grădina, eu am vorbit cu nevasta, numai binecuvântarea, numai noroc în toate. Atâta noroc pe casa mea, că am spus la nevastă și la copii, asta e că am dat grădina la pocăiți. Oi, dacă vă dau actele, eu pierd norocul ăsta. Și o spus, frate, măi, nu pierd norocul, măi. Dă-ne acte că Domnul îți lasă binecuvântarea. Când cineva vrea să închine Domnului din casă, când cineva vrea să închine Domnul din ogor, din bunurile tale materiale, fă-o cu bucurie. Doamne, ajută-ne la asta, amin? Când face colecta, nu fiți mânioși. Nu priviți așa că partea cea mai neplăcută a slujirii noastre. Un frate, un prieten de-al meu, a fost în America într-o adunare de vreo 10.000 de oameni, într-o adunare de negre. Se spune, frate Dragoș, am văzut multe lucruri care nu mi-au plăcut acolo. Dar am văzut ceva care îmi plăcea. În fața amvonului era o vană, un lighean, un vas mare și se făcea colecta. Se spunea că cântăreții cântau și fiecare aducea darul de bunăvoie, dar fiecare ieșea din bancă și-l aducea. Un cec, un plic, ce aveau ei acolo? Zică, frate dragul, să fi văzut niște negrese de alea groase, cum săreau într-un picior din spatele adunării și săruta plicul și facea aleluia, aleluia, și da cu așa bucurie plicul, și toată lumea era așa de bucuroasă și s-a umplut vasul ăla cu plicuri, cu cecuri semnate. Ei, la noi când facem colecta, băgăm așa mânios mână în sac, nu știu, pui ceva, iei ceva de acolo, așa numai să treacă colecta. Și ne rugăm, fraților, avem cheltuieli, vă rog frumos, dar când e o închinare așa cu bucurie făcută înaintea Domnului, dă din casa ta, dă din ogorul tău, dă din pâinea ta, dă din haina ta, dă din banul tău, închină Domnul. Că lui Dumnezeu nu-i trebuie banii noștri, dar noi îi ajutăm pe frați. Și asta înseamnă închinare la Dumnezeu. Dumnezeu se identifică cu săracul, cu bolnavul, cu ăla din temniță. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați, mie mi le-ați făcut. Eu am călătorit mult pe pământul acesta, în țări cu un nivel de trai extraordinar de ridicat, din Australia și până în America și în Canada. Peste tot am întâlnit bolnavi și peste tot am întâlnit săraci. Nu o să vă vină a crede. În Australia sunt săraci și în America sunt mulți săraci. Știți de ce sunt săraci acolo? Pentru noi. Că pe săraci tot timpul îi veți avea între voi. A spus Domnul, le ia, Domnule, capacitatea de administrare, n-au minte cât le trebuie și ei sunt săraci. Au handicapuri fizice și ei sunt săraci. Dar ei sunt săraci nu pentru ei, ei sunt săraci pentru mine, ca eu să dăruiesc săracului și cu asta să mă închin Domnului. Știți care e pericolul? Există un pericol și aici. Pericolul este ca să aducem jertfe cu cusuri. Noi în fiecare toamnă facem o mare strângere de ajutoare din produse. Și ducem cu tirul prin Oltenia, prin Vaslui, pe unde ducem. Și la un moment dat mă cheamă un frate, spune, frate Dragoș, uite aici, niște cartofi mici, răi, putrezi, puși așa cu lopata. Mi-a spus, măi, oameni buni, asta nu poți să închin Domnului așa ceva. E adevărat, acum noi avem gândirea noastră că la ăla necăjit, decât nimic ai bun și asta. Dar în legea jertfelor și a darului lui Dumnezeu trebuia să-i dai cei mai bun. Facem așa. Cel puțin să fie haina călcată, spălată, să fie... Nu da ceva mucigăit, nu da ceva expirat, cum mai dăm noi, eu primesc multă cafea și când dau la profesoară, cu pixul tai data. Că ești așa, bea cafea, dă încolo, nu? Eu nu beau cafea. Ei, nu așa se dă în numele Domnului. Cunosc un frate, un prezbiter, un proroc, un om al lui Dumnezeu, predica despre modul în care ne închinăm Domnului cu cei mai bun. Nevasta lui, eu cunosc foarte bine, o femeie pocăită. Stă în bancă și se gândește așa, oare pe bărbatul meu îl ascultă cineva ce predică? Oare din tâta adunare asta, uite soțul meu ce frumos predică, oare face cineva ce predică el? Și atunci ea s-a hotărât la un lucru, se duce acasă și când vine un om necăjit și are o haină, ea ia costumul cel mai bun a bărbatului și îl dă numele Domnului.
Dar lui nu-i spune nimic. Și îmi spune fratele ăsta, băi, am fost chemat la o logon, trebuie să merg la o nuntă după aceea, și îi spun la nevastă-mi, adă-mi costumul ăla, că ăla mă prinde mai bine, că nu. Și noi vrem prinși bine. Și el spune, am uitat să spun, l-am dat în numele Domnului la cineva. Cui? A venit un sărac aici. Băi, măi, nevastră, ce ai dat alt costum? Știi că ăsta e cel mai bun, că l-am adus nu știu de unde și îmi place. Și ea îi spune, când predicai tu, m-am gândit că tine nimeni, tu n-ai nicio putere în cuvânt. Măcar eu, nevasta ta, să fac ce spui. Și am făcut. Măi, o înghițită ăsta, două sarmale așa mari, dar dacă el o predicat. Frații mei, când ne închinăm Domnului, hai să ne închinăm cu ceva bun. În Maliahii 1, cu 8, blestema să fie cine are o vită bună în turmă și aduce Domnul una șchioapă sau oarbă. O să ia capitolul 1, versetul 8. Ia dă-o dregătorului tău și vezi, o primește. Când mergem la un direct, când mergem la un prefect, când mergem undeva să-i facem un cadou, n-ați văzut numai la 15 septembrie florile astea. Atâta hârtie le punem și atâta le împodobim să fie frumoase, nu? Eu dau la o învățătoare când îi învață copilul. Dar când îi dau la Dumnezeu, există pericolul să dăm neatenți. Să dăm din ce nu ne mai trebuie nouă. Din ce oricum, ori ducem la râpă, ori dăm în numele Domnului. Și nu-i corectă închinarea asta. Și mai există un pericol aici. Pericolul răzgândirii. Și Biblia acum venea în versetele a spunea, dacă cineva vrea să-și iei casa înapoi, apoi dacă vrei să o iei înapoi, mai pui o cincime, de acum sunt alte probleme. Odată eram pe holul spitalului, chemat să fac ungerea cu un de lemn la o soră în vârstă. Și când ajung cu un frate păstor acolo, o soră de la noi din adunare, însărcinată, plângea acolo, îi spune, fraților, Dumnezeu v-a adus aici. Atât azi de bolnavă, am fost la un control, mi-a cerut să fac întrerupere de sarcină, că dacă nu mor. Și a spus, pot să mor, nu știu ce să fac, fraților, măi, du-te acasă, zănica, o chema, du-te acasă, că noi venim acasă. Și ne ducem să-i facem ungerea cu un de lemn, dar o întreb înainte, că mi-arată Domnul, a spus, măi, sora zănica, tu ai o promisiune făcută Domnului și neonorată. Ai promis ceva și nu ai mai împlinit. Și a spune, da, frate, adevărat. Oare de ce ea să fie? Eu nu spun că e de ce ea, dar Domnul mi-a spus că îmi face o hotărâre, ține-te de ea. Și a spus, măi, Dorin, vin încoace. Și tu ai promis ceva Domnului și n-ai împlinit. Asta mi-a spus Dumnezeu acum. Omul începe să plângă, da, frate, la început m-am luat cu treaba, n-am avut timp, după aia i s-a părut că o promis cam prea mult și s-a răzgândit. Este un alt pericol. Frații noștri, surorile mele din adunare, a te închina înseamnă a dărui lui Dumnezeu, a jertfi lui Dumnezeu, să o facem cu toată bucuria. Din timpul nostru și din bunurile noastre materiale. Amin? Amin. Levitic capitolul 21 vorbește de o altă închinare, versetul 10. Preotul, care este mare preot între frații lui, pe capul căruia a fost turnat un de lemn pentru ungere, și care a fost închinat în slujba Domnului. Oamenii închinați înseamnă o dedicare totală, o chemare din partea lui Dumnezeu ca să-i slujim. Și într-un anumit fel, noi toți suntem închinați Domnului în vremea aceasta. Noi toți suntem închinați Domnului. Unul ca predicator, unul ca păstor, unul ca proroc, unul ca dirijor, unul ca mijlocitor, unul ca un făcător de bine, toți suntem închinați Domnului. Și aici este un pericol. Că am spus că vorbesc de închinare și de pericol. Pericolul l-am numit eu descalificarea. Fiii lui Eli ne socoteau legea jertfelor. Fiii lui Eli erau oameni imorali. Știți dumneavoastră ce făceau? Și el îi mustra ușor, ce aud eu copiii mei, nu-i bine. Și vine un proroc și strigă la ele, și cum se face că tu iubești pe copiii tăi mai mult decât mine? Dar fiii lui Eli, Hofni și Finehas, au trebuit să moară în aceea zi când chivotul a fost cucerit de filisteni. Frații noștri, noi suntem chemați în slujba lui Dumnezeu. Noi suntem închinați Domnului să rămânem pentru toată viața așa și să nu ne descalificăm. Aduceți-vă aminte de doi băieți a lui Aron, Nadab și Abihu, care au adus foc străin pe altar și Dumnezeu nu i-a mai tolerat.
Când altă dată a coborât foc pe Carmel și a mistuit jertfa, acum a coborât foc și a mistuit preoții, pentru că nu erau după voia lui Dumnezeu. Foc străin pe altar. Slujbe firești în locul slujbelor duhovnicești. Cântări făcute la o cafea, fără mesaj și fără conținut. Slujiri din astea teatrale. Când toți gata rugăciunea, e câte unul care mai strigă odată și prin firii vrea să înflăcăreze. Și aducem aici o slujire actoricească, dacă vreți, în locul slujirii prin Duhul Sfânt. Ăsta e foc străin, să ne păzească Dumnezeu de asta. Și să lăsăm ca slujba să se facă prin Duhul Sfânt. Amin? Există pericolul acesta a descalificării. Noi suntem chemați să slujim lui Dumnezeu, să ne ajute Domnul să o facem cu toată bucuria. Amin? Am vrut să vorbesc ceva despre destinatarul închinării, Dumnezeu întotdeauna. Și nu amestec și la Dumnezeu și la diavol. În adunare ne închinăm Domnul, acasă ne închinăm idolul, să ne păzească Domnul. Am vrut să vorbesc de semnificația acestui cuvânt. În primul rând înseamnă a te supune, a avea un respect deosebit. În al doilea rând înseamnă a da ceva lui Dumnezeu, a dărui, a te închina. Spune, avem expresia, ne închinăm Domnului cu darurile noastre. Și în al treilea rând, a te închina Domnului o dedicare totală, o chemare și o predare totală în slujba lui Dumnezeu. Așa cum a fost, știu eu, Samson, așa cum scrie în Roman 12, cu versetul 1, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Azi s-o vorbi de jertfă, azi s-o vorbi de altar. 1 Corinteni 3 cu 16 spune, trupul nostru e templu Duhului Sfânt. 1 Corinteni 6 cu 18 spune, de aceea fugiți de curvie. Orice alt păcat îl săvârșește omul e în afara trupului, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului. Și versetul 19, și trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Să aducem ca dar și să ne închinăm Domnului cu trupurile noastre. Amin? Amin. Frații mei, dați-mi voie să vă spun ceva de prețul închinării. Închinarea ne costă ceva. Că-i ciumă în Ierusalim, că David a țățat de diavolul pentru prima dată, cred că este prins în păcatul mândrie. Câți oameni am eu? Câți oameni am de partea mea? Cât e de mare poporul? Și Ioan fiul țeruie, intuiește pericolul și spune, ce te interesează? Să dea Domnul să fie de 1000 de ori pe atâta. Nu! Îți dau ordine, du-te și numără poporul. Și Dumnezeu se mânie. Și Dumnezeu lovește pe evrei cu ciumă. Și în Ierusalim îți trupuri moarte cu grămada. Și dintr-o dată când ajunge în area lui Aravna, David vede pe îngerul Domnului cu sabia scoasă din teacă. Și David cade cu fața la pământ, spune, eu sunt vinovat. Dar uițele acestea ce-au păcătuit? Vreau să aduc o jertfă, Domnul. Și fuge la Aravna și spune, am văzut îngerul aici, acolo unde templu cum a construit. Aici am văzut și vreau să aduc o jertfă, Domnul. Și Aravna spune, ia aria, ia boi, ia uneltele, adu-o jertfă. Și David spune, eu nu vreau să aduc o jertfă care să nu mă coste nimic. De prea multe ori oamenii vor să câștige din slujbă. Și de prea puține ori îți dispus să piardă în slujirea lor. Fraților, pe fiecare din noi închinarea și jertfa trebuie să ne coste. Că de ce nu venim la joia la adunare? Că nu plătim prețul? Că de ce nu venim marța la adunare? Că ne-ar costa. Ne ducem la iarbă verde, că-i dreptul meu. Mă duc și fac un grătar, că-i dreptul meu. Stau întins în pat, că doar și eu sunt om. Și ne costă. Trebuie să dăm din timpul nostru, din confortul nostru, din comoditatea noastră să mai renunțăm și să venim la adunare. Întotdeauna când vrei să faci un bine, te costă pe tine ceva. Întotdeauna când te închin Domnul și aduce o jertfă, te costă ceva. Și dincolo de lucrurile materiale, cât l-a costat pe Avram jertfa? Când Dumnezeu îi spune, ia pe fiul tău, singurul tău fiu, pe ăla care îl iubești, nu cumva să-l iei pe Ismail. Și du-te și mi-l adă jertfă mie în locul unde ți-l voi arăta. Și inima lui a fost răpunsă. L-a primit la 100 de ani prin făgăduință. O încercat Avram să numere stelele și nu a reușit. Pulberea pământului și nu a reușit. Așa va fi semânța ta. Și acum îi se curmă visurile lui.
Și trei zile frământat. Că după cale de trei zile au ajuns la munte. Noaptea și ziua călătorind cu calul de căpăstru, Avraam mergea să aducă o jertfă. Nu credeți că era scumpă jertfa asta? Foarte scumpă. Ce gândea Avraam? Totuși Avraam era un om al credinței. Să ne dea Domnul și nouă credință, amin? Este Galaaditul, pleacă la război. Și îi primește și luptă și sânge. Și Iefta face o juruință. Doamne, dacă îmi dai azi biruință, când mă întoarce înapoi, prima ființă care mi ies în cale, se o aduce ție ca jertfă. Și Domnul ascultă rugăciunea și îi dă biruință. Și pleacă Iefta acasă. Și când colo îmi poartă acasă, cine l-aștepta? Fica lui, o ieși cu jocuri și timpanii, s-a aruncat, l-a îmbrățișat pe tată. Bucuroasă că a venit din război. Și tata se dă un pas înapoi și spune, ah, fica mea, amar m-ai lovit. Eu am făcut o juruință înaintea Domnului, dar fată cu minte, fată pocăită. Tata, lasă-mă să mă duc o vreme pe munți, să-mi plâng fecioria cu prietenele mele, vin înapoi și împlinește juruința făcută. L-a costat pe Iefta, l-a costat pe Avraam ca să se închine lui Dumnezeu. Pe unii costă ca să nu se închine la idoli. Valea Dura, chip de aur, 66 de coți, un cuptor mare acolo și poruncă severă. La auzirea semnalelor date de instrumente, tot poporul să se plece, să închine la idoli. E o închinare la idoli. Și așa se întâmplă. Dar trei băieți rămân în picioare. Hanania, Mișael și Azaria. Și sunt părâți. Oare în adins și a drag Meșac și Abednego nu vă închinați? Trebuie să plătești un preț ca să te închin lui Dumnezeu, trebuie să plătești un preț ca să nu te închin la idol. Suntem dispuși să-l plătim. Și el spune asupra celor de mai spus, n-avem ce să vorbim. Dumnezeul nostru poate să ne scape și ne va scăpa. Și dacă nu ne va scăpa, noi nu ne închinăm idolului tău. Cuptorul de 7 ori mai tare încălzit. Oamenii care i-au aruncat în cuptor au ars. Dar tinerii ăștia au rămas în mijlocul flăcălor vii și nevătămați. Nici miros de fum, nici o sprânceană atinsă. Și se uită împăratul și spune, n-am aruncat noi trei tineri în cuptor. Ba da, împărate, dar eu văd patru. Și cel de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Hristos era în cuptorul din Dura. Că de n-ar fi Hristos cu noi în cuptoare, n-am rezistat. Dar El menține temperatura, El ne dă izbăvirea. Și-a strigat împăratul, ieșiți afară din cuptor și dă ordin. Tot poporul de acum să știe că singurul Dumnezeu adevărat e Dumnezeul lui Israel. Plătim un preț ca să ne închinăm și plătim un preț ca să nu ne închinăm la idoli. Să ne ajute Domnul să facem, amin? Aș vrea să închei câteva considerente de închinare. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Discuția Domnului cu Samaritean, ca Ioan capitolul 4. În închinare ne trebuie să avem o cunoaștere, să ne-o dea Domnul. Apoi când ne închinăm Domnului, să facem cu bucurie. Amin? Până în Matei capitolul 28, că au venit femeile și Domnul a spus, bucurați-vă, măi. Și ele s-au plecat și s-au închinat. Dau o bucurie reverentă. Psalmul 2:11 spune, bucurați-vă tremurând. Unii aleg numai bucurie, unii aleg numai șeu, unii se bucură și strigă ca pe stadion. Dar nu bucuria asta o vrea Domnul prin firea noastră. O bucurie cu reverență înaintea Domnului, o bucurie cu respect înaintea Domnului, să ne dea Domnul. Amin? Ne închinăm Domnului în Duh și în adevăr. Astfel de închinători dorește și Tată. Ce înseamnă în Duh? Când Duhul Sfânt se cuplează cu Duhul nostru, ne închinăm Domnului în Duh. Închidem ochii, trimitem gândul la Dumnezeu, Duhul Sfânt vine peste noi, Duhul Sfânt vine peste adunare și toată slujba se face prin Duh. Doamne, ajută-ne! Dar și în adevăr, că spuneam că închinarea îi se dăruiește și în Fapte 5 o familie o dărui Domnului. Numai că l-au mințit pe Duhul Sfânt. S-au închinat cu partea lor, cu ogorul lor, dar nu în adevăr. Și întreabă Petru, Anania, cât ai vândut moșia? Cu atâta. Safira, cu atât ai vândut moșia? Da,
Măi, cum v-ați înțeles voi să mințiți pe Duhul Sfânt? Era o închinare, dar nu era în adevăr. Să băgăm de seamă tot timpul închinarea noastră să fie cu Duh și în adevăr. Amin? Apoi trebuie să ne închinăm Domnul cu credință. Tot Matei 28, când l-au văzut, s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Aș vrea ca în închinarea noastră să ne dea Domnul credință. Amin? Și încă un amănunt care unora nu le place. Închinați-vă Domnul îmbrăcați cu podoabe sfinte. Și psalmul 96 și alt psalm, da? 9:2, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Când vorbim de închinare, vorbim și ceva de decență, de îmbrăcăminte. E adevărat, podoabele sfinte sunt darul de la Duhul Sfânt, roadele noastre. Dar eu îi întreb pe toți, când veniți la închinare, care vi-s podoabele? Nu cu aur, podoaba voastră să nu fie a celor de afară, care stă în purtare de sculă de aur, argint, în plătirea pălului, în haine scumpe. Nu cu astea trebuie să venim noi la închinare. Unii vin așa de împodobiți la adunare, de parcă sunt pe podium la prezentări de modă. Și sunt o ispită pentru cei mai ferești din adunare. Când venim la închinare, trebuie să fim îmbrăcați cu podoabe sfinte. Leagă Domnul închinarea de îmbrăcămintea noastră. Să ne dea Domnul pricepere. Amin? În încheiere doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Am vrut să vorbesc ceva de închinare, că ați deschis subiectul de altar, de jertfă și de închinare în ziua de azi. Închinarea are secretul ei și nu avem voie să divulgăm secretul. În închinarea casei mele, închinarea mea, în închinarea adunării, avem tainele noastre și nu aruncăm mărgăritare la porți, nu. Ca nu cumva să le calce în picioare, să ne sfâșie pe noi. Închinarea are secretul ei, un secret pe care un tânăr nu vrea să-l păstreze. Că plângea Dalila cu lacrimi și îi spunea, de unde ai tu puterea asta așa de mare? Și până la urmă își deschide inima și spune, briciu, n-a trecut peste capul meu. Eu sunt închinat Domnului, că dacă aș fi tuns, aș fi ca ceilalți oameni. Și Dalila la doarme, cheamă niște oameni, îi taie părul. Și Samson ajunge cu ochii scoși, legați cu lanțuri de aramă, să învârte la râșniță pentru filisteni, pentru că o trădați secretul. Noi ca și biserică avem secretul nostru și îl păstrăm. Ca și familie, ca și persoane, în închinarea noastră avem taina noastră cu Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să o păstrăm. Amin? Și doresc încă o dată ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să ne închinăm Domnului azi și Doamne primește închinarea noastră. Amin.